Salutare! Salutare! Mă bucur că ne revedem din nou aici și continuăm seria poveștilor transpuse online pentru voi. Astăzi am ales o nouă carte. Arată iubire despre ce e vorba. Mulțumesc! O să citim Elmer în zăpadă și e o poveste ce ne învață să apreciem partea bună a lucrurilor, indiferent de situația în care ne aflăm, să găsim totuși ceva bun în situația respectivă și să ne bucurăm împreună de ce se întâmplă. Probabil e ultima zăpadă pe anul acesta, așa că și cartea de astăzi ne mai plimbă puțin prin zăpadă. Hai să pornim la drum! Ia uite aici ce viscol și ce zăpadă. Mare, mare. Într-o dimineață, Elmer, elefantul multicolor, s-a întâlnit cu un grup de elefanți care păreau ca supărați. Ce s-a întâmplat?" a întrebat Elmer. S-a întâmplat că e frig." a răspuns unul dintre elefanți. Asta s-a întâmplat." Nu e foarte frig, a spus Elmer. E doar puțin mai frig decât de obicei. Nu trebuie decât să faceți o plimbare ca să vă încălziți. Haideți, veniți cu mine! Elmer i-a condus pe elefanți într-o direcție în care ei nu mergeau de obicei. Drumul urca abrupt și în curând elefanții au început să gâfâie de atâta efort. Mulțumesc, Elmer! Să știi că tot nu m-au încălzit, a spus unul dintre elefanți. Acum putem să ne întoarcem? Hm, nu încă, a spus Elmer. Mergi mai departe! După ce au mai mers, unul dintre elefanți a strigat. Elmer! Uite ce copaci! Arată altfel! Asta pentru că am urcat foarte sus, a spus Elmer. Veniți, vreau să vă arăt ceva. Oare ce fel de copaci sunt aceștia? La ce se referea elefantul? La brazi. Exact, arată ca niște brazi. Au urcat, nu? Da. Puțin mai târziu, elefanții au ieșit din pădure și au rămas uimiți de priveliștea ce se întindea în fața lor. Totul era alb! Zăpă! Zăpadă! au strigat ei. Deși au zis ziseră de zăpadă, era pentru prima oară când o vedeau. Elefanții au luat-o la fugă înainte și au început să se joace în zăpadă râzând fericiți. E foarte frig!" a spus unul dintre elefanți. E frig, dar ne distrăm foarte fain!" a spus altul râzând. Ia uite cum se distrează cu toții! Unul stă în cap!" Altuși aruncă zăpadă pe Trompă, toată lumea e super distrată de joacă în zăpadă. Ia veniți încoace să vedeți ceva, i-a strigat Elmer. El, ce credeți că făcea, se dădea pe gheață pe un lac înghețat. Curioși, ceilalți elefanți i-au urmat exemplu unul câte unul. Curând, toți elefanții se dădeau pe gheață, alunecau, cădeau și iar se ridicau, distrându-se de minune. Nici n-au observat când Delmar s-a îndepărtat pe furii. Și ia uite, cine-l vede? Unde s-a dus? Iubire, ne ajuți? Deci. Da, s-a ascuns. Și elefanții se dau pe gheață cum n-au făcut-o niciodată. Elefanții au uitat de tot de Elmer până când l-au auzit strigând: Ajutor! Ajutor! M-a făcut sloi de gheață! Elefanții au lăsat joaca și s-au grăbit să-l caute pe Elmer. Pe groaza lor, ce au găsit? Au găsit un elefant alb, ca de gheață! Așa e! S-a transformat în sloi de gheață! a zis unul dintre elefanții. Apoi a atins elefantul cel alb și din el, ia uitați, a căzut o bucată. E făcut din zăpadă, a spus el. Știu unde e Elmer, a șoptit un alt elefant și a arătat spre niște urme de pași în zăpadă. Veniți cu mine! Ia uite, unde duceau are urmele? Elefanții s-au luat după urmele din zăpadă, dar înainte să ajungă la el, Elmer a ieșit înaintea lor și râzând a început să arunce în ei cu bulgări pe care îi avea deja pregătiți. Ia uite, a început un război cu bulgări de zăpadă. În curând, toți elefanții se jucau aruncând unii în alții cu bulgări de zăpadă.

Când, în sfârșit, au ajuns acasă, unul dintre elefanți a spus E grozav să te joci în zăpadă, dar e foarte rece. Așa e, a spus un altul. Ce bine că ne-am întors aici, la căldură. Elmer n-a zis nimic, doar a zâmbit. Ei bine, cum era până la urmă la ei în pădure? Era frig sau era cald? Era ha? cald. Era cald? Păi dacă... Era cald, atunci de ce s-au fi plâns oare la început că era frig? Așa li s-au fi părut, așa-i? Asta până când au mers sus la munte și au văzut ce înseamnă cu adevărat frigul. Apoi, când s-au întors la ei acasă, și-au dat seama că, de fapt, era chiar cald și bine. Asta a fost povestea noastră de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Să știți că uh, povești cu Elmer sunt o groază și puteți să le căutați. Elefantul Elmer este un elefant tare simpatic care uh, e total atipic față de restul elefanților și uh, ne ajută așa să fim optimiști și veseli indiferent de situație. Voi copiii sunteți veseli și aduceți bucurie în viața părinților voștri în fiecare zi. Ce ați zice dacă cu atât mai mult în zilele astea mohorâte în care trebuie să stăm așa mult acasă, veți fi și voi niște elmări mici și colorați? Să ne seninați zilele și să ne aduceți și mai multă bucurie decât de obicei și când ne vedeți triști și supărați să veniți să ne mai ziceți o glumă, să ne mai amintiți cum era înainte când noi ne plângeam și uh, cum e acum când chiar ne plângem <laughs> și să ne aduceți aminte de toate lucrurile frumoase care merită trăite în fiecare zi, indiferent de situație. Bine copii? Ce zici? Vrei iubire să fie elmăr? Da! Super! Mulțumesc! Și încă un lucru până nu uit să știți că de astăzi Clubul de Carte cu copii la Povești are și canal de YouTube. Intrați acolo pe YouTube și o să găsiți toate videourile înregistrate de până acum cu toate poveștile la o calitate mult mai bună. Și o să puteți să vă uitați ori de câte ori aveți voi chef, puteți să le puneți chiar și pe televizor, să le vedeți mari și frumoase, să vă uitați de ce nu la poveștile noastre ca și la niște desene. Vă pupăm! Pa!